De ce n-a vrut primăria, onest, așa este, primăria să exercite dreptul de preemțiune pentru Hanul Balcan? Păi nu, situația a fost foarte simplă. Au venit la mine documentul acesta prin care ni se cerea să ne exercităm dreptul de preemțiune. Eu știam că cei de la USR își doresc lucrul ăsta. Am dat rezoluție către viceprimarul USR și viceprimarul PNL, către Rusu și Cocargeanu, să se înțeleagă. E o chestiune politică. Rog analiză și punct de vedere. Și până a venit analiza și punctul de vedere, s-a terminat termenul. Deci, practic, să-mi devină viceprimarii pentru faptul că... Nu știu dacă îți devină. Asta, eu nu spun că îți devină și n-au cu degetul. Eu vă spun ce s-a întâmplat. La mine cum a venit documentul, eu am dat către ei să-și exprimă punct de vedere. Dacă ne exprimăm, s-au întrebat de preemțiune. Și când s-au dezmeticit ei, decăzusem din termenul legal. Da? Eram peste termenul legal și nu am mai putut să ne exercităm dreptul de preemție. Și pentru hotelul Rex, că știu că și acela este în acea situație monument istoric și s-a cerut... Da, mă întreabă cineva, acum mi-a scris cineva de la România Liberă să spun. Eu, în general, nu exercit dreptul de preemțiune în astfel de situații, pentru că, de exemplu, cu hotelul Rex, primăria, chiar dacă intră în posesia hotelului Rex, putem avea o discuție legată de banii pe care trebuie să-i dăm acolo și cât costă, pentru că dăm din bugetul local, dar avem o discuție și legată de ce facem cu el, ce facem noi cu Rex-ul. Și dacă stabilim și ce facem cu Rex-ul, în cât timp îl facem? Și atunci prefer să nu-mi exercit dreptul de preemțiune, să-l vândă la un privat, care dacă l-a cumpărat, mult mai rapid decât o instituție a statului, decât Primăria Constanța, îl renovează sau îl restaurează și îl pune funcțional în circuitul economic.